Colegiul Național Roman Vodă, instituție de prestigiu a învățământului romașcan, aniversează la acest sfârșit de septembrie 140 de ani de existență. Manifestările aniversare au debutat încă de astăzi. Printre cei care au venit să vorbească de centenarul colegiului și să depene amintiri s-au aflat și absolvenții promoției 1952, tineri entuziaști în urmă cu 60 de ani, astăzi oameni împliniți și trecuți prin viață. A venit cu bucuria întâlnirii cu foștii colegi, absolvență în urmă cu 60 de ani, din păcate puțin la număr, chiar dintre cei care mai trăiesc, din diferite motive, n-au putut veni. Am amintiri foarte plăcute din anii de liceu, deși perioada în care noi am fost elevi a fost o perioadă grea din toate punctele de vedere, dar profesorii au muncit, s-au străduit și ne-au făcut oameni. Lor le purtăm toată recunoștința și amintirea veșnică. Dumnezeu să ierte pe toți aceia, pentru că dintre profesorii noștri nu mai trăiește nimeni. Mă bucur că mai suntem colegii de altă dată astăzi aici, fiecare a mai spus câte ceva din ce am făcut, ce am realizat și ne dorim sănătate de acum înainte. Am venit cu gânduri mari. În primul rând că trăim. Sunt generația 1952, facem 60 de ani, revedere. Suntem bucuroși că suntem. Cât suntem? Vreo 10 din 73. Dispăruți 27, știuți care mai dispăruți, nu știm, mai sunt mai mulți. Avem profesori din generația de aur, zicem noi, pe profesorul Cojocaru, pe profesorul Poinaru, pe directorul Descălescu, pe domnișoara Popa de Chimie, și mulți, foarte mulți din generația de aur a liceului. Oameni deosebiți, profesori minunați, părinți ne-au fost. Raportat la o viață de om, 140 de ani pare o veșnicie. Confruntat cu tradiția sistemului educațional, se află la porțile eternității. Pentru a marca acest eveniment, școala găzduiește o serie de activități la care sunt invitați să participe actuali și foști profesori și elevi ai școlii. Deja este prima zi acum a activităților pe care noi ne le-am propus pentru zilele Colegiului Național Roman Vodă. Avem o istorie întreagă în spate de 140 de ani. Deja sunt și promoții venite de astăzi să rememoreze ceea ce a însemnat Roman Vodă pentru ei în timpul liceului și lucrul ăsta mă bucură. Sunt persoane deosebite care și-au realizat visul și asta și datorită liceului și a pus liceul amprenta asupra evoluției dumnealor profesionale. Ceea ce vă pot spune despre activitățile noastre, deja am început la ora 10 cu sesiunea de referate și comunicare ale elevilor în corpul B pe fiecare disciplină. Acolo sunt șefii de catedră care coordonează aceste activități. Aici vedeți că suntem în lucru cu mapele pentru activitățile de mâine. Tot astăzi avem un vernisaj de pictură, deja sunt aduse picturile doamnei inginer Stoian Georgeta, fost elevă și profesoară la Colegiul Național Roman Vodă, iar în bibliotecă veți găsi litografiile aduse de domnul inginer Moțoc. Tocmai de la Galați a venit cu ele și mulțumim pentru acest lucru. Iar seara avem lansările de carte, e o listă întreagă de foști elevi, foști profesori ai colegiului care și-au adus contribuția în diferite domenii și au lăsat și elevilor noștri și celor care sunt doritori de cultură o formă din cunoștințele dumnealor. Tot pentru elevi, pentru că ați sezizat, în general este o zi dedicată elevilor de la Colegiul Național Roman Vodă, de seară ei vor avea și o discotecă, tot eu am zis că după mâncă vine și distracția. Ei vor merge la această întâlnire sau petrecerea sufletului romașcan sau cenerevist și sper că lucrurile vor decurge așa cum ne dorim și așa cum au fost tot timpul, pentru că ei știu să se distreze frumos, decent, știu că sunt romanvodiști și lucrul ăsta pot să-l confirme. Sâmbătă 29 septembrie, în aula Garabeti Brăileanu a Colegiului Național Roman Vodă va avea loc o întâlnire de suflet a fiilor Colegiului Romașcan, o întâlnire între diverse generații care au crescut și au învățat în Roman Vodă. Pentru mâine avem activități extinse și aici mă refer în primul rând la acea adunare de suflet pe care o vom avea în aula Garabeti Brăileanu.
Acolo vor veni toți invitații cărora noi le-am adresat acele invitații săptămâna asta, săptămâna trecută și pe această cale îmi cer iar încă o dată scuze pentru cei pe care i-am omis, nu din voința noastră, ci din, eu știu, neștiință sau faptul că prinși cu atâtea lucruri, poate chiar am omis oameni care și-au dat sufletul pentru liceu, care au contribuit foarte mult, dar invităm pe această cale să fie alături de noi mâine, pentru că îi apreciem de departe pentru ceea ce au făcut. Vor veni acești invitați pe care îi menționam, de asemenea va fi un program special realizat de elevii noștri pentru a realiza și această transmitere ca o punte între generații, între generația trecută, foști elevi, foști profesori și elevii noștri de astăzi. Elementul care ne leagă este cel de continuitate, este cel al performanței, a rezultatelor foarte bune pe care ei le au. Iar după aceea, bineînțeles, iarăși va fi o întâlnire în care fiecare ne vom spune părerea despre ceea ce înseamnă pentru noi, în orice calitate, nu neapărat de director, profesor, părinte, elev, ce înseamnă Roman Vodă. În clasamentul celor mai bune licee din țară, realizat în vara acestui an, Colegiul Național Roman Vodă se află pe poziția 56 din 1776 de școli evaluate. Este dovada clară a valorii implementate și perpetuate de tradiția lucrului bine făcut, de credința în adevărurile promovate de la catedră înspre mințile și sufletele tinere.